Și clientul astăzi este Anca Nuță, Head of Identity and Communication a Unitării Țiriac Bank România, un om curajos care a reușit să facă multe valuri prin prezentările sale și sper în tot sufletul să o faci și astăzi, Anca. Mult succes! Și eu, mulțumesc frumos! Mă bucur să mă aflu astăzi aici. Am fost geloasă mai devreme de setup-ul informal și drăguț pe care Aneta l-a avut și am început și eu Marte în scaun. N-am reușit să găsesc pe nimeni care să-mi pună întrebări și să creeze același setup informal. Am zis că măcar să compensez în felul ăsta. În plus, întotdeauna mi-am dorit să lucrez în televiziune. Mi-a ieșit până acum, așa că stând așa pe un scaun ca la un talk show de televiziune, îmi dă senzația asta. Înainte să încep prezentarea, aș vrea să vă zic câteva lucruri de context, care cred eu că sunt importante și setează premisele prezentării mele. În primul rând, sunt astăzi aici în fața voastră, după 3 zile de regim de detoxifiere în care am băut numai sucuri. Deci dacă o să am sincope în timp prezentării, să știți că nu sunt din cauza că nu mai știu ce am scris în prezentare, ci din cauza detoxului. Al doilea punct important este că m-am bucurat foarte tare când m-am uitat pe agenda aseară și am văzut că vorbesc după Mugur Pătrașcu, pentru că el are așa o notorietate de hater în lumea agențiilor de comunicare și a clienților, pentru că tot timpul e foarte dur la cadrul prezentărilor pe care le face și vine cu statement-uri din astea puternice. Și e super că orice aș zice eu, oricum nu poate să bată haterismul lui Mugur. Da. Însă prezentarea lui Mugur, habar n-aveam despre ce o să fie, m-a impresionat și m-a făcut să mă gândesc la Mugur în felul următor. Mugur, ești preludiul meu. Știu că ești însurat și eu sunt măritată, nu mă gândesc la tine din această perspectivă, ci doar din faptul că ești preludiul prezentării mele de astăzi. Mă bucur foarte mult de ceea ce a spus Mugur mai devreme, pentru că vine exact în completarea ceea ce voi spune eu. De fapt, am stația că ne-am făcut prezentările împreună, deși vă zic sincer că n-a fost așa. Punctul 3. Voi vorbi astăzi în limba numită romengleză. Pentru că aseară când îmi repetam prezentarea, mi-am dat seama că sunt foarte mulți termeni pe care îi voi folosi în prezentarea mea și care pur și simplu nu sună bine în limba română. Și cred că e problema pe care o avem cu toții comunicatorii, tocmai pentru că lucrăm pentru branduri internaționale și suntem forțați să gândim foarte mult în limba engleză, nu ne vin câteodată cuvintele în limba română. O mai fac și din respect pentru colegul meu de școală și invitatul meu de astăzi, Uli Ruiz. De aceea mi-am făcut și prezentarea în engleză. Uli, ești în sală? Nu, n-a venit încă. N-a venit încă și am vrut să înțeleagă și eu ce voi spune aici. Și apoi, ultimul lucru, prezentarea aceasta stă la baza tezei mele de MBA, pe care am prezentat-o astă vară la Berlin School, și stă la baza unei idei care mi-a încolțit în minte acum vreo 3 ani și care m-a determinat să mă duc la această școală, tocmai ca să fiu pregătită să fac această schimbare, tocmai pentru că Mugur își termina prezentarea, nu cu pisicile, ci cu faptul că dacă vrei să faci o schimbare, fă-o. Important e să o faci și să fii curajos să o faci. Așa că eu astăzi vă voi vorbi despre de ce e bine să unim marketingul cu PR-ul. Trăim cu toții o revoluție. Paradigma în comunicare s-a schimbat. Și o revoluție se întâmplă nu atunci când oamenii adoptă noi instrumente, ci atunci când adoptă noi comportamente. Comunicarea nu mai este așa cum a fost acum 2 ani de zile, nu mai este nici de cum așa cum a fost acum 10 ani de zile. Și suntem cu toții într-o continuă schimbare și trebuie să ne adaptăm de la o zi la alta, mai ales de când cu noile tehnologii și cu apariția social media. Oamenii se raportează mult mai mult la povești, la oameni și mai puțin la produse. Și cred că noi, ca și comunicatori, este extrem de important să învățăm această lecție. Oamenii cumpără povești și nu produse. Anul trecut am desfășurat în cadrul grupului Unicredit un studiu despre care am mai vorbit la ultima prezentare pe care am făcut-o acum câteva timp la IQ Ads, dar aș vrea să reiterez câteva puncte importante acum, chiar și pentru cei care au fost atunci prezenți.
Pentru că acest studiu ne-a ajutat foarte mult să înțelegem cum putem să relaționăm noi mai bine cu consumatorul. Tocmai pentru că așteptările consumatorilor, în special a consumatorilor de banking, s-au schimbat extrem de mult. Trecem prin niște schimbări antropologice. Cu toții trăim în we only live once. Și ne dorim ca tot ceea ce facem în fiecare zi să fie o experiență, tocmai pentru că avem o singură viață. Trecem prin schimbări sociologice. Oamenii au din ce în ce mai puțin lideri la care să se raporteze. De aceea se raportează foarte mult la liderii din social media. De aceea cu toții trăim această frică, pentru că nu ne putem planifica viitorul. Lucru care a dus la scăderea consumului și, desigur, la scăderea lichidității companiilor. Trecem prin schimbări tehnologice. Suntem la mâna telefoanelor mobile din momentul în care ne trezim, mergem în drum spre birou, la semafor, butonăm telefonul, ne verificăm update-urile pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram. Trecem prin schimbări economice. Femeile sunt la putere. 83% din puterea de cumpărare din Statele Unite aparține femeilor și 51% din household wealth, din puterea de cumpărare a familiei, aparține femeilor. Femeile sunt cele mai mari cumpărătoare din Statele Unite de produse de beauty și de healthcare. Nu mai avem segmentarea pe care cu toții o cunoaștem. Familiile sau forma de construcție a familiilor s-au schimbat. Avem single moms, single dads, same-sex family, lucruri care au dus la schimbarea așteptărilor lor și la schimbarea nevoilor lor. Cum s-au schimbat nevoile consumatorilor? Lucruri care se întâmplă la nivel internațional, cu siguranță au început să se întâmple și în România și trebuie să fim cu toții pregătiți pentru că se vor întâmpla în continuare. Ofertele personalizate. Oamenii nu mai cumpără produse care sunt create pentru segmentele pe care le cunoaștem. Oamenii așteaptă produse care sunt făcute pentru ei. Vor experiențe. Simțul proprietății s-a pierdut. Ați văzut și mai devreme, oamenii nu mai vor să dețină mașini. Vor să ajungă undeva, împart o mașină, împart o bicicletă, închiriază lucruri. Avem acest everywhere commerce. Poți să cumperi orice, oricând, oriunde, stând la semafor, chiar acum în sală la zilele BIS. Avem multi-point decision journey. Nu mai putem influența decizia consumatorului doar printr-un singur canal. Decizia lui se poate schimba de 10 ori într-o zi. De dimineață poate să plece de acasă și să decide să cumpere un brand și până la sfârșitul zilei se poate foarte ușor răzgândi, tocmai pentru că deciziile sunt influențate de numeroși factori. Avem o segmentare fluidă. Nu mai avem segmentarea pe care o cunoaștem. De bărbați, femei, tineri, mass market, affluent, private. Avem trei categorii noi de segmente. Consumatorul anului 2015, acei data believers, care sunt foarte mult influențați de tehnologie și nu se raportează decât la lucrurile care sunt dezvoltate din punct de vedere tehnologic. Iar avem pe cei fable seekers, care cumpără povești, care valorează emoții și care nu pun accent pe rezultatul produsului pe termen scurt, ci mai degrabă pe povestea pe care o poate crea pe termen lung. Și mai avem pe acei new age artisans. Sunt cei care inventează lucruri pe care nu le găsesc. Sunt cei care creează tot felul de platforme, cum le-ați văzut pe cea de mai devreme de shopping, tot felul de instrumente care să le facă viața mai ușoară. Și avem o creștere a sensibilității etice. Consumatorul pune preț foarte mare pe reputația și pe acțiunile etice ale companiilor. Niciunul dintre noi nu mai cumpărăm branduri care fac lucruri dăunătoare mediului din jurul nostru, comunităților din jurul nostru. Toate companiile și-au schimbat comportamentele și gândesc foarte mult din punct de vedere etic și au creat programe și platforme etice și care fac parte din DNA-ul lor. Toate aceste schimbări au afectat toate industriile, inclusiv industria bancară.
Cu toții știm că am trecut printr-o criză în 2008, care își resimte efectele chiar și în zilele noastre. Băncile, cunoscute printr-o comunicare strictă, riguroasă, au trebuit să învețe să meargă din nou. Au trebuit să învețe să meargă în papucii consumatorului. Au trebuit să-și reseteze comportamentul, să gândească din perspectiva oamenilor cu care vorbesc, din perspectiva nevoilor lor, din perspectiva așteptărilor lor, din viața de zi cu zi. Industria bancară este caracterizată de trei lucruri, pe care cu siguranță le găsiți și în alte industrii. Sameness. Toate produsele pot fi foarte ușor copiate, de pe o zi pe alta. Ai lansat un card, a doua zi și banca concurentă lansează același tip de card. Toate produsele sunt, de cele mai multe ori, împreună cu comunicarea lor, comunicarea aferentă, complet deconectate de la realitatea consumatorului. Dacă ne uităm puțin, comunicarea bancară din ultimii ani a prezentat această viață roz, frumoasă, nemai văzută, nemai pomenită, care nu are nicio legătură cu realitatea. On top of it, suntem o industrie extrem de reglementată financiar, extrem de reglementată din punct de vedere legislativ. Lucru care îngreunează foarte mult inovația și pionieratul. E extrem de greu să lansezi un produs nou sau un serviciu nou. E extrem de greu să inovezi în industria bancară. Pe lângă contextul extern extrem de nefavorabil, avem și contextul intern, pe care l-au trăit și alte industrii. Tăierea de bugete. Primele care au fost afectate sunt departamentele de marketing și comunicare. Deși toate echipele de top management ale companiilor recunosc importanța acestor departamente, aleg să umble prima dată la bugetele de marketing și de comunicare. Avem tot felul de conflicte, în general între marketing și PR. Eu am început în această bancă ca om de PR și sunt acum om de PR și marketing. Am făcut mulți ani PR și am lucrat cot la cot cu echipa de marketing din banca mea. Întotdeauna am avut conflicte inevitabile, pentru că fiecare dintre părți lucra pentru obiective diferite. Unii pentru brand și ceilalți pentru vânzări. Lucrul ăsta nu ne ajuta absolut deloc în contextul extern, care se schimbase. Și atunci m-am gândit, what if? What if cele două departamente și-ar uni forțele? De ce? Pentru că două echipe împreună lucrează mult mai bine, mult mai rapid. Beautiful minds think alike. Probabil că vă este cunoscut acest lucru. Mai mult decât atât, sunt mult mai puternice și pot face față mult mai bine contextului extern diferit și contextul intern. Pentru că două echipe așezate din prima la masă pot să primească în același fel, cu același tone of voice, cu aceleași cuvinte, un brief din partea clientului intern și poate transmite cu aceleași cuvinte, cu același tone of voice, un brief către clientul extern și către partenerul extern, în speță agențiile cu care lucrăm, de creație, de online și de PR. Ca să validez această idee a mea, deși personal nu mai cred foarte mult în cercetarea de piață, mi-am zis că trebuie să fac acest lucru, mai mult decât atât, teza la care lucram îmi cerea neapărat să am o parte importantă de research. Am ales să dezvolt, chiar la opinia profesorilor mei, un research calitativ și nu cantitativ. De ce? Pentru că research-ul calitativ te ajută să stai de vorbă mai mult cu oamenii, față în față. Mi-a permis să am acces la oameni de top management care nu vor răspunde niciodată la un survey, nu au timp să facă acest lucru și mi-a permis să creez o atmosferă de discuție relaxată în care oamenii se pot deschide mai ușor și pot povesti și pot veni cu idei care pot fi generate chiar de discuția în sine. Research-ul a acoperit mai multe industrii, de la banking, insurance, telecom, FMCG, energie și petrol.
A acoperit mai multe structuri din cadrul companiilor respective, de la CEO, Deputy CEO, director de resurse umane, director de marketing și de PR, sau de marketing și PR împreună, acolo unde este cazul, pentru că sunt companii care au aceste două discipline împreună. Și mai mult decât atât, mi-am dorit să merg mai departe și să întreb și furnizorul sau partenerul extern, respectiv agențiile. Pentru că știu că ele au de cele mai multe ori de lucru, cu mult de lucru și de furcă, cu cei doi clienți interni, departamentele de marketing și de PR. Și a fost foarte bine că am făcut acest lucru, pentru că mi-am dat seama care sunt problemele pe care le parcurg agențiile de marketing, agențiile de creație, agențiile de PR sau de online, atunci când trebuie să lucreze cu doi clienți din cadrul companiilor. Marketingul și PR-ul. În research-ul pe care l-am desfășurat, am atins mai multe puncte. PR-ul și marketingul ca discipline separate în cadrul companiei. Cum au evoluat ele, cum au făcut față crizei, cum au evoluat bugetele, care este poziționarea lor în cadrul companiei și ce cred oamenii de referință din companiile respective despre rolul pe care marketingul și PR-ul îl joacă în strategia de business a unei companii. După care am introdus și ideea de marketing și PR împreună și cum cred stakeholderii din cadrul companiei respective că ar funcționa cele două discipline împreună. Ce o să credeți? Toată lumea, în special de la nivel de top management, cei care sunt clienții interni ai departamentelor de marketing și PR, au spus că marketingul și PR-ul ar trebui să fie împreună. N-ar trebui să fie două departamente separate și că, da, joacă un rol important în cadrul unei companii, în strategia de business a unei companii și că, da, e foarte ciudat că sunt două discipline separate. Și, desigur, întrebarea mea firească a fost, păi de ce nu le uniți, dacă e atât de simplu? Și răspunsul a fost că nu ne-am gândit niciodată. Eu aș zice mai degrabă că de frică nu le unim. Ne e frică de competiția din jurul nostru, ne e frică să ne pierdem scaunul de sub fund, ne e frică să ne ducem la școală și să învățăm, ne e frică să ne extindem orizontul de gândire și specializarea. Ne e frică să învățăm, să facem lucrurile altfel. Și ne e frică să ieșim din zona noastră de confort. Din acest research am scos câteva avantaje, la nivel intern și extern. Cel mai important avantaj este că brandurile, datorită acestei uniri, acestei fuziuni, vor avea același tone of voice și vor fi un singur brand. Pentru că, de cele mai multe ori, în comunicarea celor două departamente, vedem două branduri, deși ele vorbesc despre același brand. Avem câteva avantaje interne. Eficiența bugetului. Dacă compania trece printr-o perioadă de restructurare sau de resetare a priorităților, o astfel de fuziune poate să reprezinte un avantaj din punct de vedere al consolidării pozițiilor, reducerii oamenilor și, mai mult decât atât, reducerea spațiului și a instrumentelor de lucru. Avem o eficiență a comunicării. Avem o consistență și o coerență a mesajului pe care îl transmitem din intern în extern. Avem o consistență în mesajul pe care îl primim din partea stakeholderului intern. De cele mai multe ori, cele două departamente stau la masă cu oamenii de produse sau de segmente și preiau același brief, dar cu două gândiri diferite, utilizând cuvinte diferite și dând mai departe briefuri care de cele mai multe ori nu se pupă. Putem preveni în felul ăsta niște conflicte de interes intern între cele două părți și putem armoniza în felul ăsta interesele. Putem eficientiza timpul față de stakeholderii pe care îi avem în extern și putem să facilităm această colaborare. Avem un singur punct de interacțiune. Nici o cercetare nu e bună dacă nu scoate în evidență și câteva dezavantaje. O să te rog dacă poți să mai revești, da, s-a terminat. O încărcare mai mare a angajaților care vin pregătiți, care vin cu o anumită pregătire.
limitări pe care ne impunem singuri și, de ce nu, poate chiar concedieri. Toată această cercetare a venit pe fondul unei poziționări pe care am văzut astăzi din prezentările pe care le-am avut mai devreme, că toată lumea le alege. Empatia. Toate brandurile își doresc să fie empatice. Însă toate brandurile trebuie să te vedească că sunt empatice. Și UniCredit își dorește să fie un brand empatic. Și e foarte greu pentru o bancă să demonstreze că este empatică și că înțelege cu adevărat consumatorul. Poziționarea noastră e una simplă și lungă, cum ne-au spus toți comunicatorii cu care am lucrat până acum. Dar aș vrea să vă citesc un citat pe care l-am luat cu mine pentru că e în limba engleză și nu vreau să ratez niciun cuvânt. Este spus de un domn mult mai deștept decât noi și cu foarte multă experiență, se numește Sir John Haggerty, cu care am lucrat la această poziționare de brand și care în momentul în care ne-a prezentat ideea creativă și acest nou slogan al băncii noastre ne-a spus: "Great communication always touches a human truth. Ours is a very simple one. Life isn't always a bed of roses. We all hit bumps in the road. So whatever happens, we'll be there to offer help and advice." Toate aceste lucruri nu s-ar putea întâmpla dacă nu le-am infuzat cu puțină creativitate și inovație. Pentru că trăim într-o era creativității și inovației. Într-o era în care contextul contează foarte mult, într-o era mobilă, într-o era în care punem foarte mult accent pe conținut și în care cumpărăm doar povești. Așa arată structura departamentului pe care îl conduc acum. Toate lucrurile pe care le facem sunt validate de un brand manager care se asigură de această consistență și coerența brandului, colega mea Ica Arancea, care este aici în sală. Și ca să vă arăt cum am reușit să demonstrăm această empatie prin evidence, o să vă pun două campanii pe care le-am făcut anul acesta și în care ne-am gândit cum să comunicăm două produse de bancă banale, simple, plictisitoare, care nu pot spune foarte mult consumatorului. Fiecare dintre noi e un erou. Fiecare zi e o aventură. În fiecare zi luptăm. Despicăm ocean în furtună. Suntem ași de soare și bătuți de vânt. În fiecare zi înfruntăm noștri. De cele mai multe ori învingem. Câteodată suntem învinși. Dar niciodată nu ne dăm bătuți. Pentru că așa fac eroi. Luptă mereu, cu încredere și mai ales cu puterea ce vine dintr-un gând. Că la finalul aventurii, la sfârșitul zilei, se vor întoarce acasă. Pentru că așa e de când lumea. Ca să poți pleca într-o aventură, trebuie mai întâi să ai unde să te întorci. Credite imobiliare pentru eroi zilei de azi. În viață uneori ușor, alteori greu. Suntem aici oricând. UniCredit Țiriac Bank. Această campanie are la bază un adevăr uman fundamental, emoția. Și are la bază un pattern pe care îl trăim cu toții în fiecare zi. Cu toții plecăm de acasă, cu toții avem tot felul de provocări în fiecare zi, la job, copiii noștri, la școlile pe care le facem, în trafic, la semafor. Dar cu toții avem nevoie de un loc unde să ne întoarcem, ca să avem mai mult curaj să trecem cu bine peste lucrurile care ni se întâmplă în fiecare zi. Cu toții suntem niște eroi ai vieții noastre. Următoarea campanie își propune să repoziționeze un produs pe care cu toții l-am accesat de-a lungul timpului, un produs care are la bază o conotație negativă, creditul de nevoi personal. În ultimii ani, datorită creșterii consumului, cu toții am accesat credite pentru a ne îndeplini anumite nevoi, dorințe, care sunt extrem de perisabile. Un cuptor cu microunde, un televizor. Ne-am îndatorat cu toții pentru toate aceste lucruri. Și am uitat de visele și de dorințele noastre. Am uitat de ceea ce ne-am dorit la un moment dat să facem, de ce ne-am dorit în copilărie să facem și n-am reușit niciodată. Și atunci ne-am gândit, pornind de la dorințele noastre, oamenii din bancă care lucrăm în comunicare, să repoziționăm acest credit de nevoi personale și să îndemnăm oamenii să acceseze astfel de împrumuturi pentru lucrurile pe care le-am uitat.
să le mai facem pentru dorințele și pentru realizările pe care nu le-am obținut niciodată. Și aceasta e campania. De câțiva ani România stă pe loc. Facem mai mult din ceea ce trebuie și mai puțin din ceea ce ne dorim. Suntem preocupați de problemele de zi cu zi și mai puțin de viitor. Dar viața nu poate fi oprită. Nu ne putem opri copiii să crească sau pe noi să visăm. E timpul să ne gândim mai mult la dorințe, împliniri, realizări. Pentru ele nu ai nevoie de un credit de nevoi personale, ci de un credit de realizări personale. E timpul să ne restartăm viața, să restartăm România. În viață, uneori ușor, alteori greu. Suntem aici, oricând. Let's keep the fusion going. Mulțumesc! Mulțumim, Anca! Felicitări pentru campanie! Vă rog, dacă aveți întrebări pentru Anca Nuță. Nu sunt. Vă mulțumesc. Mulțumesc încă o dată pentru prezentare. A, nu sunt întrebări pentru că pentru ce ai zis tu mai devreme, că toată lumea a înțeles sau că nu mi-au luat pe prezentarea mea. Sperăm că nu. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru răbdare. Vă invit la o pauză de masă și am să vă rog să revenim cât mai aproape de ora 3 în sală, să începem următoarea sesiune. Vă mulțumesc frumos!